Steaua înseamnă, este parte din familie, pentru că aici am venit, este casa mea, aici am venit la vârsta de 18 ani și pot să spun că fac parte în continuare cu mândrie din echipa clubului Steaua București. Nu a fost deloc o zi ușoară, pentru că veneam de la Brăila, știam că trebuie să vin la un club puternic din București, îmi doream foarte mult să vin la Steaua, am fost primită cu brațele deschise, dar știam că este o luptă între clubul Steaua și alte cluburi din București și speram să pot alege clubul Steaua și asta am și făcut până la urmă, dar prima zi a fost cu emoții. Titlul olimpic, bineînțeles, câștigat în 2004 la Jocurile Olimpice de la Atena, la prima mea ediție a Jocurilor Olimpice, acolo unde am participat pentru clubul Steaua, a doua din carieră, și bineînțeles cea mai de succes ediție pentru mine ca și component a clubului Steaua. În primul rând, respectul, partea aceasta de familie, că poți fi integrat în o a doua familie după cea de acasă și, bineînțeles, și faptul că poți ajuta colegii mai tineri să își câștige respect, să câștige încredere și putere de muncă, să ajungă măcar acolo unde ai ajuns tu ca și sportiv de mare performanță. A contat foarte mult faptul că am venit în această echipă și în această familie mare a clubului Steaua, pentru că la 18 ani, atunci când devii major, este important drumul pe care ți-l alegi. Iar faptul că eu am ales clubul de lângă inimă, acest lucru m-a ajutat foarte mult în formarea mea ca om, în formarea mea ca persoană, ca adult și acum în formarea mea ca mamă și cum împart treburile de acasă cu treburile de la profesionale, de la muncă. Cu siguranță că puțină invidie, dar cu siguranță că puțină frică, pentru că întotdeauna clubul Steaua a fost și a adus sportivi care au fost competitivi la cel mai înalt nivel. Pot să spun că cea mai importantă persoană din cadrul clubului Steaua a fost doamna Doina Sava, antrenoarea mea, alături de care am câștigat titlul olimpic, dar și fostul comandant al clubului Steaua, domnul George Boroi, și absolut toți cei comandanții care au fost pe perioada cât eu am activat la acest club ca și sportivă de performanță, pentru toată susținerea și pentru tot sprijinul oferit. La mulți ani, Clubul Sportiv al Armatei Steaua București! La mulți ani, victorioși, frumoși și sănătoși!